Clienta mea, Georgiana, a reușit să scadă 19 cm de pe zona taliei în 12 săptămâni și a decis să spună din experiența ei în cadrul programului cum a reușit să fac acest lucru, ce ai mai încercat în trecut și cu ce a fost diferit față de ce am făcut noi împreună. Diferit a fost la antrenamente. Ai niște antrenamente, când mi-ai trimis alea 4 zile în care să lucrăm, atunci mi-am dat seama că sunt antrenamente foarte relaxante, suficient de active și foarte relaxante, adică nu au fost antrenamente care mă oboseau și care nu veneau, nu aveam nicio tragere de inimă să fac antrenamentele astea și chiar n-am avut nicio problemă, nicio secundă să nu le fac, să zic, azi n-am chef de antrenament astăzi. Cu tine e wow, e minunat, pentru că la început ai testul de cele 4 zile sau 3 zile, nu mai știu exact. Și doar pot să vorbească cu tine, doar să vadă dacă pot și sunt convinsă că toată lumea o să își dorească să intre la antrenamente. Deci, practic, chestia aceasta a făcut o diferență mare, că am avut cele 4 zile de test în care să vedem dacă suntem potriviți. Super, adică să vedem, se poate colabora și cred că asta e una tu și o chestie super faină, că vezi la început cum lucrează persoana respectivă cu mine, dacă te înțelegi bine, dacă îți place, mie mi se pare super, mie mi-a plăcut foarte mult. Te-ai fi gândit că o să ajungi la asemenea rezultate sau ce gânduri ai avut la început? Nu, sub nicio formă. Știi că am și vorbit și am zis că nu cred că mie mi-ajung 3 luni. Bineînțeles, vreau să și continuăm, că vreau să am grijă de corpul meu în continuare. Dar sub nicio formă nu m-am gândit că mi-ajung 3 luni și că am timp. M-am gândit doar că așa, un pic să-mi tonifiez corpul, să asta a fost, să încep să am o plecare de undeva, să... Și când ai văzut un progres considerabil, asta te-a motivat să acționezi în continuare. Da, m-a motivat. Ce ți-a plăcut cel mai mult în aceste 12 săptămâni în care am lucrat împreună? Mie îmi place la tine foarte mult, mie îmi place treaba cu întrebi, că mă întrebi cum ești, cum au fost antrenamentele. Ce îmi place este că la tine totul se poate schimba, adică nu poți să faci un antrenament sau nu poți să faci un exercițiu. Mie îmi place că trimiți video, cum ți-am spus, eu nu pot să fac flotări, mi-ai trimis video foarte bine explicat cum să reușesc, eu reușesc acum să fac flotări. Asta îmi place, că doar îți spuneam, nu pot să fac aia sau și imediat mă ajutai continuu. Mi-a plăcut faptul că am început cu apa, să beau altfel și înainte aveam aplicații care să-mi aduc aminte să beau apă, dar acum, nu știu, parcă mi s-a implementat așa ceva. Au început să-mi placă antrenamentele, a început să-mi placă să fac sport. Cel mai mult mi-a plăcut că m-am schimbat referitor la dușuri și am vorbit, adică nu mai sunt cu dușurile fierbinți, nu mai sunt, să-mi fac rău la piele așa. Știu că tu înainte erai o persoană care făcea duș cu apă clocotită, practic, adică era foarte fierbinte. Da. Mm-hmm. Și cum a fost schimbarea? Pentru că știu că am foarte multe persoane în echipă, că mai ales fetele spun că acum să fac duș cu apă rece dacă eu fac fierbinte. Deci așa era și la mine, mă gândeam prima dată, de la mine e exclus așa ceva, eu îngheț de frig, sub nicio formă. Și ți-am spus că la un moment dat îmi plăcea mai mult să-mi umplu cada cu apă rece și să intru direct să stau acolo câteva minute, la un 5 minute, dar acum nu mai am nicio treabă, nu mai am apa fierbinte, mi s-a schimbat așa, nu mai suport, nu știu de ce. Ce diferențe ai observat la tine de când faci dușurile cu apă rece? De ce ai ales să le faci în continuare? Am observat o chestie, eu înainte aveam o problemă, dacă nu mă dădeam cu cremă sau cu ceva, tot timpul mi se albea pielea sau mi se părea că era un pic mai, parcă era un pic deshidratată. Acum că și de la apă, că beau bine apă, dar și de la dușuri, mi s-a schimbat aspectul pielii, adică nu mai am așa nevoie, nu mai am nevoie de creme, nu mai am și carne, nu știu ce să zic, dacă e de la sport sau de la dușuri, dar cred că toate funcționează bine și nu vreau să renunț la ele. Deci, practic, ce ai schimbat tu, ce s-a schimbat în viața ta, nu doar că ai început să faci mișcare, dar mai sunt niște mici obiceiuri care pe termen lung au făcut o diferență au mare. Au făcut diferență, da. Îți mulțumesc pentru încrederea acordată să particip și în cadrul programului și încă o dată felicitări pentru cele minus 19 cm. Mi se pare un rezultat foarte bun. Mulțumesc mult și eu îți mulțumesc din suflet că am colaborat împreună și că m-ai ajutat și că m-ai susținut tot timpul. Cu mare drag în continuare.